Hello, amazing, wonderful you. Bun venit to minunatul extraordinar lecturi și bun venit la noul episod. Acest este un cuvânt dificil de pronunțat, exponențializare. Am exersat mult să spun acest cuvânt. Wow, exponențializează. Sunt atât de entuziasmată să fiu aici cu voi. Wow, wow. Înainte de acest Facebook Live eram așa un pic nervoasă și entuziasmată. Entuziasmată despre ce poate fi creat și de ceea ce noi putem crea acum mai mult ca niciodată. Măiculiță, maică. Și așa un lux acum să fim aici și să avem corpuri. Nu știu dacă ați recunoscut asta, dar ce sincronizare minunată am ales să fim acum pe această planetă cu corpurile noastre, pentru că dacă vă conectați la wow, ce poate fi creat acum pe această planetă cu noi, prin noi, ca și noi, mai mult decât oricând înainte, bâzâie. Și aveam energia asta înainte de Facebook Live, era ca un vulcan, un vulcan care are un orgasm. Și aici este unde sunt atât de recunoscătoare pentru corpurile noastre, pentru că aici este unde corpurile ne arată. Asta este însuflețirea pe care putem să o alegem să fim acum. Este ca și cum ne-am trăi viitorul și am exponențializa asta și cere de la noi să trăim, să fim în viață. Și să fim în viață, vii, se presupune că este o nebunie în această viață. Știu din formarea mea de psiholog și de psihoterapeut, știu că în jurul nostru oamenii au problemele lor legate despre a fi prea viu, de a fi prea mult. Și dacă aceste etichete și judecăți din trecut nu mai sunt relevante pentru tine și dacă felul în care oamenii te-au numit și te-au etichetat sau ai făcut-o chiar tu, nu mai este relevant pentru tine. Și dacă e așa cumva din anii 80 și dacă asta este din trecut, e ceva vechi. Și dacă am începe o călătorie total nouă chiar acum cu corpurile noastre și cu recunoștința de a fi acum aici. Și dacă să fim noi acum chiar aici, să ne conectăm la recunoștința de a alege să fim aici pe planeta aceasta chiar acum și tot ce nu permite asta acum, right, să distrugem, să decreăm, right from put back, put popcorn, I should be in beyond. Deci aici este acolo unde recunoștința pentru wow, aleg să fiu aici pe această planetă, aleg să fiu pe această planetă acum în acest corp și recunoștința. Recunoașterea acestui lucru este imensă pentru că sunt atât de mulți oameni care sunt obișnuiți să facă lucrurile greșite. Cu asta am crescut cei mai mulți dintre noi, să facem lucrurile greșit, să avem conflictul ca și platformă de cum trăiam și dacă n-ar trebui să mai funcționăm de aici. Ieri a fost un apel cu Gary și cu Dane despre conflict, dincolo de conflict, nu mai știu exact titlul, dar a fost recunoașterea aceasta că platforma de conflict este locul din care oamenii își creează viața. Și câți dintre voi vă treziți dimineața și spuneți, aș dori să exponențializez, mi-ar plăcea să-mi creez cu adevărat viitorul, dar... Și apoi probabil vă uitați la fundul vostru, vă uitați la corpul vostru, la contul din bancă, probabil că vă vedeți familia și ziceți ha! Și nu este ușurință și lejeritate în ceea ce ar vrea ca asta să fie, dar poate că e altceva. Poate că e ceva din domeniul conflictului și da, și dacă asta nu este greșit. Și chiar și faptul că tu ești în conflict nu este o greșeală. Ei, cu asta am crescut. Nu știu, aveți vreunul dintre voi vreo familie care nu intră în conflicte? Eu nu cunosc pe nimeni. Eu nu cunosc pe nimeni cine nu a crescut cu conflicte. Este doar normal pe această planetă. Dar doar pentru că asta este normal pe această planetă nu înseamnă că trebuie să fie normal pentru voi. Deci oriunde e făcut
făcut din conflict ceva normal și este starea de funcționare pe planetă ca oricine altcineva. Vrei să distrugi, să decreiezi, right, wrong, good, bad, pot, popol, nations, boys and beyonds. Deci, este să ai dificultăți și să ai conflicte și să nu ai ușurința, bucuria și gloria, care este cu adevărat a noastră. Să ai asta undeva în lumea ta, va trebui să te aliniezi și să fii de acord cu realitatea acestei planete și orice e asta și oriunde ai fost de acord și te-ai aliniat cu o realitate de nebunie care te împiedică să ai ușurința, bucuria și gloria care sunt cu adevărat ale noastre, distruși și decreezi cu adevărat? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night, shorts, boys and beyonds. Apropo, ați auzit noul apel despre totul în viață vine la noi cu ușurință, bucurie și glorie. Aceia dintre voi care ați făcut măcar o clasă, o clasă de bars sau orice altă clasă, probabil că ați auzit de mantra totul în viață vine la noi cu ușurință, bucurie și glorie. Și spune așa, fă-o de 10 ori dimineața și de 10 ori seara, dar noua chemare este să o faci de 100 de ori în fiecare zi. Totul în viață vine spre noi cu ușurință, bucurie și glorie. Totul în viață vine la noi cu ușurință, bucurie și glorie. Și asta, prietenii mei, exponențializează. Aici este, acolo unde sunteți ușurința, bucuria și gloria pe două picioare, unde deveniți și alegeți să fiți ușurința, bucuria și gloria pe două picioare și imaginați-vă energia despre care vă vorbeam la începutul acestui Facebook Live în care spuneam bâzi, bâzi și bâzi și dacă ai permite această însuflețire în corpul tău chiar acum, în lumea ta chiar acum și să alegi să fii și să funcționezi și să fii ușurința, bucuria și gloria. Ușurința, bucuria și gloria pe două picioare care prin simpla ta prezență topește nebunia. Acolo unde nebunia prin simpla ta prezență nu mai există. Ești dispus să fii atât de puternic? Ești dispus să fii atât de diferit? Este ceea ce planeta noastră cere de la noi? Tot ce nu-ți permite să fii ușurința, bucuria și gloria care topește nebunia prin simpla prezență, vrei să distrugi și să decreezi? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shores, boys and beyonds. Da, și poate că oamenii o să creadă că ești nebun și deplasat. Și da, judecata e atât așa din anii 90. Și cum ar fi dacă judecata nu ți-ar mai conduce viața? Suficient. Pe bune, suficient. Cât de mult timp ți s-au dat judecăți și etichete și cât de mult din aceste lucruri le-ai permis să-ți ghideze viața? Și dacă îți direcționezi viața într-un mod total diferit, sau cum vorbeam ieri, să schimbi magazul, și dacă chiar ai schimba acest magaz, nu doar o dată, ci în fiecare zi, și dacă fiecare zi ar putea fi o schimbare de magaz, un magaz de schimbare, ai putea să faci asta? Știi ceva? Ieri a fost fantastic. Cum devine și mai bine de atât? Și cum devine și mai bine de atât? Și vei schimba macazul. Și dacă ai schimba macazul chiar acum, doar pentru că poți, și nu e ceva ce trebuie să faci. Am să sar macazul acum, am să schimb macazul acum. Ești pregătită? Nu trebuie să faci din forță sau din efort. Dacă ar fi sentimentul acesta de joacă, precum când erai copil, și cum ar fi dacă am să fac asta, dacă să schimb acazul vine din ușurința și de joaca și din știința relaxată că un viitor mai măreț ne așteaptă în fiecare moment. Tot ce nu-ți permite să percepi, să fii, să știi și să primești asta, vrei să distrugi, să decreezi,
Right from Kubes, pot pocul nașos, boys and beyonds. Cineva scrie, nu vă văd numele, doar utilizator Facebook, dar văd că cineva scrie, asta se întâmplă acum, schimbăm acazul în fiecare zi și cum devine și mai bine atât. Da, este despre a schimba machiajul în fiecare zi. Și știi, oamenii normali, și mulțumim cerului că nu suntem normali, oamenii normali, oh, dacă schimb machiajul, s-ar putea să pierd ce a fost în trecut, ar putea o ființă infinită cu adevărat pierde ceva sau poți doar să-ți pierzi limitările. Da, singurul lucru pe care poți să-l pierzi, mulțumim cerului, este limitările. Când schimbi macazul, îți pierzi limitările în fiecare moment. Nu asta este, nu este acest entuziasmul și joaca pentru care suntem aici. Și asta este bucuria și exuberanța vieții, că avem ușurință și exuberanța și gloria, care este exuberanța vieții. Și toate aceste trei elemente sunt parte din asta. Dacă ceri bucurie, ceri ușurință și glorie, toate cele trei elemente se împletesc unele cu altele, se joacă împreună care, și exponențializează tot ceea ce ceri. Bună, minunata noastră, sunt cu Rozi aici și rulăm barele în timp ce tu vorbești. Da, bars e un instrument extraordinar de exponențializare, să te eliberezi de lucrurile care nu mai funcționează pentru tine și pentru corpul tău. Este minunat să schimbi bacazul și să-ți pierzi limitările. Da, wow, măi culiță, deci cât de viu îți îngădui să fii. Și în asta, unul dintre lucrurile la care m-am uitat personal, totul se schimbă atât de rapid, deci nici nu știu la ce să mă uit în ultimul timp, nu știu ce înseamnă asta într-o linearitate. Mă uit la cât de mult și cât de diferită îmi permit cu adevărat să fiu. Am făcut chestia asta din Access de 10 ani, probabil, nu sunt foarte bună la cifre. Pentru fiecare clasă, pentru fiecare zi, pentru fiecare clasă la care am participat sau pe care am facilitat-o, a fost o cerere în lumea mea să continui să merg mai departe, indiferent de ce se întâmplă. Și în ultimul timp mă uitam la am ales mult și cât de mult mai multă diferență este acum disponibilă pe care aș putea să o aleg. Wow! Încă foloseam această realitate sau ce folosesc alți oameni ca puncte de referință, ca o indicație despre unde aș putea să merg, în loc să spun cu ce este cu adevărat posibil dincolo de asta. Care este următoarea schimbare de macaz sau macaz de schimbare? Care este următorul univers de deschis? Care este limita nevorbită și nerecunoscută de cât de fantastic și de minunat ușurință, bucurie și glorie pe două picioare poți să fii și tot ce nu-ți permite să percepi, să fii, să știi, să primești asta cu ușurință totală, distrugi și decreezi, right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shows, boys and beyond. Și acum, cu acest tip de muncă nu e ceva cu ce eram obișnuită în psihologie, să te uiți la lucruri, să le analizezi, să vezi și apoi eventual să schimbi ceva, dar nu neapărat. Asta este fantastic, pentru că acum pun o întrebare. Care este limita mea nevorbită? Cât de departe pot să merg? Să fii prezent cu asta și să aprinzi lumina aici și să spui, wow, acum sunt conștientă de asta, perfect, acum pot să fac o altă alegere. Pot să fac o altă alegere, să merg spre mai măreț, mai departe și dincolo de asta. Da, ușurință, bucurie și glorie pe două picioare. Am să am asta. Da, uite. Da, deci mai departe și dincolo de asta. Și partea minunată este că instrumentele din Access îți permit să-ți schimbi viața și să creezi
un viitor mai măreț din și ca și ușurință, bucurie, bucurie și glorie. Pentru că nu e vorba despre a înțelege sau trebuie să trebuiască să vezi fiecare limitare pentru a putea schimba. Nu! Conștiința este să aprinzi lumina, să vezi ce este. Să zici, wow, nici măcar nu dădeam seama că mă limitam aici. Acum câteva zile îmi spuneam, oh, nici măcar nu mi-am dat seama că mă limitam de cât de multă diferență și ușurință, bucurie și glorie eram eu dispusă să aleg. Nici măcar nu știam că această limitare, nici nu eram conștientă de asta. Dar atunci când am pus o întrebare și am aprins becul, adică conștiința, am zis, uite, uit-o aici, ups, uit-o aici, ups, uit-o aici, ca și în cântec. De fapt, trebuie să vă spun asta, când lucram în psihiatrie, am făcut o mulțime de teste psihologice pentru o mulțime de oameni cu diferite diagnostice și ca să, să le practic și am făcut aceste teste și pe mine, iar un coleg care verifica rezultatele mi-a zis, Susanna, îmi pare rău să spun, dar știi că te califici în ADHD și am zis, da, mulțumesc, știu, și a zis, poftim, da, deci uite așa merg lucrurile. Deci, atunci când pui întrebări și aprinzi lumina care este conștiință, vezi ceea ce este și aici ai... Și acum urmează. Când alegi să aprinzi lumina și vrei să vezi unde funcționezi din posibilități, din conflict, unde funcționezi din limitări, fii recunoscător. Exersează să fii recunoscător pentru ce este. Exersează recunoștința pentru ce este și tot ce nu permite asta distrugi și decreezi. Right from the bed, but focal nations, bez ambianți. Să exersezi ingratitudine pentru ce sunt lucrurile este ceva de genul a, văd de unde funcționam. Iar recunoștința este wow, văd de unde funcționam. Minunat! Deci m-am limitat, îmi dădeam cu stângul dreptul, mă făceam mai măruntă, cream bani ca să fiu ca familia mea, mi-am creat corpul ca să fiu loială familiei mele. Bun, și acum că văd asta și că sunt recunoscătoare pentru asta, pot să schimb asta într-o fracțiune de secundă. Nu trebuie să pricep, nu trebuie să înțeleg, asta nu trebuie să o analizez, pot doar să o schimb. Exact ca Harry Potter. Presto change. Ceva de genul ăsta. Harry Potter, felul de a spune lui Harry Potter, dar poți să spui schimbă sau alege, cum spune minunatul nostru Gary Douglas. Da, alege. Dar cu recunoștință pentru alegere este de fapt recunoștința facilitează alegerea. Recunoștința facilitează alegerea. Pentru că atunci când ești recunoscător, spui, văd de unde funcționam, ok, am să fiu recunoscător pentru asta și din recunoștință, recunoștința îți permite să fii în comuniune cu totul. Adică îți permite chiar, atenție, să fii în comunitate, în comuniune cu nemunia. Wow! Deci dacă ești în comuniune cu nebunie sau să fii în comuniune înseamnă să nu te aliniezi, să nu fii de acord, să fii în comuniune cu nebunia. Acum nu o judec, nu mă lupt cu ea, sunt recunoscător pentru rahatul meu. Acum cu asta, ce e posibil dincolo de asta? Ce alegere am dincolo de asta pe care nu am recunoscut-o niciodată? Și tot ce nu permite asta, distrug și decreez. Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shores, boys and beyonds. Recunoașterea facilitează, recunoștința facilitează alegerea. Deci pentru fiecare rahat care iese la suprafață, încetează să te mai lupți cu ea, încetează să mai fii corect, greșit cu asta, să spui, wow, ce minunat că pot să văd care este rahatul. Recunoștință, barierele jos și dă-i drumul. Chiar și rahatul este o contribuție. Toată lumea, cine face agricultură, sunt la țară acum, deci sunt inspirată. Știți, aruncă rahat peste tot, sună ciudat și nici măcar nu arată, nici nu sună bine în engleză, îmi pare rău traducător. Fertilizează
terenul. Deci, este ca și dacă nu avem o judecată despre limitări, dacă nu avem o judecată despre limitări, este acolo unde am putea primi limitarea și putem hrăni și fertiliza viețile noastre și viitorurile noastre. Și tot ce nu permite asta, distruge și decrează, vă rog frumos, right, wrong, good, bad, pot, poco, nations, boys and beyonds. Și Jenny spune, unde este limita mea nevorbită și să dăm, să prind lumina conștiinței, să schimb macazul, enorm de multă recunoaștere și recunoștință pentru tine, Susanna. Da, se pare că sunt un pic în întârziere cu comentariile, dar este imens. Imaginează-ți dacă, indiferent de nebunia care este aruncată spre tine, cineva îți te numește într-un fel sau te etichetează, și dacă tu nu te mai lupți cu asta, nu ești de acord, nu te mai aliniezi, nu reziști și nu reacționezi și spui, wow, mulțumesc, câți dintre voi v-ați prefăcut că conflictul este real pentru voi? Câți dintre voi v-ați prefăcut că problemele, conflictele și dificultățile sunt normale pentru voi doar ca să pretindeți că sunteți normali și la fel cu ceilalți? Și tot ce e asta vreți să distrugeți, să decreați, vreau frumos. Right, wrong, good, bad, popoc, on issues, boys and beyonds. Am să vă trimit curățarea care probabil a fost trimisă. Dacă n-a fost trimisă, vă pun aici. E vorba despre conflict. Cât din ceea ce permis să fie realitatea ta cere din partea ta să trăiești prin prisma nebuniei altora ca să creezi realitatea conflictuală care validează realitatea polarizată în loc să creezi dincolo de asta? Tot ce e astea, Dumnezeu i-am de ori distrus și de creezi. Right, wrong, good, bad, pot, pop, all, nice, shows, boys and beyonds. Este lucru despre care am vorbit. Cât de mult trăiești prin nebunia altor oameni și hrănești conflictul care validează această realitate, mai degrabă să mergi spre mulțumesc pentru rahatul tău, am să-l primesc cu bucurie și am să-i dau voie să hrănească și să-mi fertilizeze viitorul și să trec dincolo de asta. Și tot ce nu permite asta, distrug și decreez. Right, wrong, good, bad, pot, pop, all, natures, boys and beyonds. Și care este remediul împotriva toate astea? Foarte complicat. Stați așa să batem toba. Care este remediul pentru toate astea? Este ca tu să fii cine ești tu, diferența care ești, să fii ușurința, bucuria și gloria care sunteți cu adevărat, care exponențializează tot ce atingi, fiecare lucru cu care intri în contact. Ești dispus să fii atât de diferit, să fii atât de puternic? Și asta este o întrebare pe care am putea să ne o punem nouă înșine. Chiar sunt dispus să fiu atât de diferit, să fiu atât de puternic, care mi-ar permite să creez schimbare și să topesc nebunia doar prin prezența mea? Pentru că asta este în bufet acum pentru noi toți. Și tot ce nu permite asta, vreți, vă rog frumos, toți să distrugem, să decreăm asta, right, wrong, good, bad, pot, poco, nations, boys and beyonds. Și dacă fiecare diferență, fiecarei persoane care privește acum sau mai târziu sau cu persoanele cu care împărtășiți asta, și dacă fiecare diferență contribuie, hrănește și face ca lucrurile să fie mai simple ca pentru diferența noastră, diferența mea face ca diferența ta să fie mai simplă și a ta face ca diferența mea să fie mai ușoară pentru că mă simt inspirată. Soren spune, acum câțiva ani am început să fiu recunoscător pentru atunci când oamenii mă mințeau. Wow, este doar conștientizare și îți dă alegere. Brilliant, da, asta ce spunea Soren.
să exersez gratitudine și recunoștință pentru oamenii care mă mint sau ce sau trimit spre tine, cum ar fi să nu te mai angajezi în conflict? Oh, ce drăguț, îmi place cum arunci, cum îmi arunci un os, dar n-am să mănânc asta, știi? Eu nu mănânc cu oase. Aleg să mănânc din bufet, să exponențializez și să aleg, wow, în fiecare 10 secunde, dar da, mulțumesc frumos că ai încercat. Atât de multă distracție putem avea. Și cineva întreba, cum știu că am schimbat macazul? Bună întrebare, este, totul este diferit. Îți dai seama de asta pentru că viitorul pe care, în direcția căruia erai orientat, ești acum pe o altă șină care te duce spre un alt viitor. Pentru mine, câteodată, când schimb macazul, se simte ciudat, amețit, știu că ceva s-a schimbat, este nedefinit, este doar wow. Nu mai avem puncte de referință vechi. Am luxul să-mi creez viața și pe mine așa cum doresc, cum n-am mai făcut-o înainte. Cineva spune, uneori nebunie e atât de potentă încât mă doare corpul. Mulțumesc pentru aceste curățări. Când îți dai seama că potența crește în corpul tău și simți că e durere, simți că e durere, dar știm că nu e durere, ci doar o simți ca pe o durere, este doar recunoașterea că, am pășit într-un nivel nou de potență. Durerea este, de fapt, putere. De multe ori, durerea este o putere pe care refuzăm să o recunoaștem și să o primim și un instrument pe care vi-l pot da cu acest lucru, când observați că potența voastră se exponențializează, vedeți, folosesc titlul, sunt foarte bună, când observați că potența se exponențializează și se simte ca și durere, probabil ar putea să fie, pentru că nu sunteți în totalitate pe cale să îmbrățișați și să permiteți puterea și vă contractați în loc să vă puteți relaxa. Ca să aveți mai multă ușurință cu asta, relaxați-vă în noul spațiu. Hai să facem asta cu toții. Relaxați-vă cu toții în acest spațiu nou care se deschide cu alegerile pe care le faceți, cu viitorul diferit pe care această planetă îl creează fix acum și relaxează-te în asta și este ca și cum, îmi place cuvântul englezesc, care se prelinge, să te prelinge în noul spațiu, știți? E ca și cum iei miere și o lași să curgă și merge pe orice spațiu pe care îl lași să curgă și se prelinge și se expansionează în noul spațiu și să te relaxezi în noile posibilități. Nu încerca să pricepeți, nu încerca să înțelegeți, e așa ca din anii 80. Relaxează-te în noul spațiu și permite-i universului să-ți arate ce este disponibil pentru tine. E treaba ta să întrebi, să primești, e tot treaba ta. Și apoi, cum apare? Asta nu e treaba ta. Permite-i universului să-ți contribuie și fiecarei molecule din jurul tău să te hrănească, să-ți contribuie și să exponențializeze ce e posibil pentru tine și pentru viitorul nostru. Și tot ce nu permite asta, vreți, vă rog frumos, noi toți să distrugem, să decriem asta, right, wrong, good, bad, pop, pop, all nations, boys and beyonds. Vă mulțumesc pentru mulțumescurile voastre, sunt foarte recunoscătoare pentru comentariile voastre, asta mă face pe mine fericită și mă bucur că acest live a contribuit și dacă a contribuit pentru voi, împărtășiți asta peste tot, pe platforme diferite, în grupuri diferite, pentru că avem un viitor de schimbat. Aceasta este planeta noastră, acum e momentul. Am fost sclavii rahaturilor altor oameni pentru mult vreme îndelungată, dar asta este planeta noastră și este timpul nostru și fiecare cerere a voastră pentru diferența care sunteți. Asta este
pentru azi, mâine, la același timp, o vom, la aceeași oră o vom avea pe Lisen și apoi următoarea zi va fi altcineva. Avem toți oamenii ăștia minunați pe care vedeți aici jos, care vor veni, vă vor vorbi și vă vor inspira. Vă mulțumesc pentru voi, să vă distrați și pupici oriunde ați fi. La revedere!